Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Veți fi predispuși la excese, iar acestea nu vă vor face deloc bine. În ceea ce privesc alte acțiunile voastre, din această zi, încercați să vă mențineți cât mai constant pe panta realismului și a obiectivității. Nu e rău să mai și visați din când în când, însă trebuie să faceți clar diferența între ceea ce se poate și ceea ce este imposibil de realizat. Stabiliți-vă clar obiectivele pentru atingerea cărora să dispuneți de resursele necesare. Și cum astăzi cam sunteți cu capul în nori, nu ar fi de dorit să vă stabiliți întâlniri foarte importante sau să luați cine știe ce decizii de impact major. Păstrați-vă luciditatea atât în plan personal cât și în cel profesional. Horoscopul zilei Taur. Sunteți într-o dispoziție de zile mari, mai ales că și cerul este fără prea mulți nori pentru voi astăzi. Nu ați avea niciun motiv să fiți altfel și cum firea voastră este ceva mai închisă și morocănoasă, de regulă această schimbare de dispoziție îi încântă realmente pe cei din jurul vostru. Dacă apar probleme de orice fel, cel mai bine este să le rezolvați cu diplomație, chiar lăsând de la voi, acolo unde se impune și este posibil. Acest tip de comportament vă poate aduce câștiguri în relație cu vecinii, colegii de muncă și asociații. Relaționarea va fi facilitată de dispoziția psihică, astfel încât aveți ocazia să întăriți relațiile cu partenerul de cuplu sau, de ce nu, să vă găsiți un partener. Horoscopul zilei Gemeni. Nu ar trebui să vă lăsați manevrați de cei din jur, pentru că nu toate persoanele sunt bine intenționate. S-ar putea ca la un moment dat să vă treziți în situații pe care le-ați evitat cât ați putut de mult. Concesiile și compromisurile trebuie făcute numai în măsura în care există un respect reciproc în relația cu diverse persoane din anturaj. Nu băgați în seamă toate bârfele, însă nu este rău să ascultați ceea ce se vehiculează în jurul vostru și să analizați cu atenție separând informații care ar putea să vă intereseze. În viața personală veți avea parte de numeroase momente animate, așa că nu va fi deloc vorba de monotonie. Horoscopul zilei Rac. Este foarte posibil ca încă de la începutul zilei să vă confruntați cu o situație delicată, care are darul să vă perturbe atât programul deja stabilit, cât și liniștea voastră interioară. Partea bună este că vă veți înțelege cu persoanele din jurul vostru care v-au acordat deja și în alte ocazii sprijinul lor. Problemele vor putea fi rezolvate numai dacă veți reuși să vă găsiți o oarecare liniște interioară. Dacă veți fi foarte bulversați, s-ar putea să vă fie mai greu să vă duceți la bun sfârșit sarcinile pe care le veți avea de îndeplinit pe parcursul acestei zile. Vă veți confrunta, fără doar și poate, cu o lipsă de concentrare care nu va fi în niciun fel benefică. Horoscopul zilei Leu. Găsirea echilibrului în viața de zi cu zi nu este întotdeauna un demers foarte ușor de dus la un bun sfârșit. Lucrurile pot să iasă foarte diferit, ceea ce ne dorim și uneori nu tocmai în sensul cel mai bun. Cam așa va arăta această zi pentru voi, nativii acestei zodii. Veți fi într-o continuă căutare fără să fiți siguri că veți reuși să găsiți ceea ce căutați. Stabiliți-vă ținte clar și ușor de atins, pentru că eforturile pe care le veți depune să nu fie în zadar. Dacă vă doriți să obțineți rezultate notabile în carieră, va trebui să fiți mult mai independenți și mai încrezători în propria valoare. Trebuie să faceți și ceva mai multă mișcare, altfel riscați probleme de mobilitate. Horoscopul zilei Fecioară. Nu este exclus să aveți parte astăzi de perioade ceva mai slabe, cu lipsă de energie. Poate și pentru că ați depus mai mult efort în zilele trecute și nu v-ați refăcut suficient, sau poate realmente aveți unele probleme de sănătate de care ar fi înțelept să vă îngrijiți. Totuși, pe ansamblu, nu va fi o zi pierdută în zadar, deoarece nu vă veți da înapoi de la provocările ce ar putea să apară. Știuți fiind cât vă stimulează competiția, concurența cu cei din jur, mai ales în plan profesional. În plan personal, vă veți bucura de sprijinul prietenilor, ceea ce va însemna foarte mult pentru voi. Îngrijiți-vă mai mult de relația sentimentală cu partenerul. Horoscopul zilei Balanță. Este o zi în care vă doriți să vă bucurați de plăcerile vieții, acum și nu în viitor. Este bine să gândiți astfel, dintr-un anumit punct de vedere, însă nu trebuie să exagerați prea mult, pentru că întotdeauna există și mâine și nu trebuie să dați toate pe una. Mai ales în ceea ce privesc finanțele, aveți grijă la predispoziția accentuată de a cheltui mai mult decât vă este permis, ceea ce v-ar putea destabiliza serios bugetul pentru perioada următoare.
Nu ignorați din ecuația zilei partenerul, mai ales dacă acesta își exprimă intenția de a vă fi alături. Puteți stabili un program comun de la o anumită bucată de zi, chiar dacă asta presupune și rezolvarea unor probleme cu caracter casnic. Horoscopul zilei, Scorpion. Din păcate, în plan profesional, cel puțin nu veți avea parte de o zi prea reușită. Rezultatele voastre nu vor fi deloc mulțumitoare pentru șefi, iar aceștia nu vor întârzia să vă aducă la cunoștință acest lucru. Este nevoie să lăsați deoparte problemele personale și să vă concentrați ceva mai conștiincios asupra sarcinilor de lucru, dacă nu doriți să căpătați bile negre în dosarul profesional. De asemenea, lipsa de informații poate fi o cauză pentru performanțele scăzute. De aceea, este bine să utilizați mai eficient contactele de care dispuneți, precum și celelalte surse care vă pot furniza elemente de mare ajutor. Horoscopul zilei, Săgetător. Doriți să vă faceți plăcuți celor din jur, însă trebuie să fiți conștienți că nu veți putea mulțumi niciodată pe toată lumea. Concesiile pe care intenționați să le faceți în acest scop trebuie să fie oportune, altfel degeaba le mai faceți. Inclusiv în familie trebuie să existe o reciprocitate. Luați măsuri de relaxare, pun în dispoziție o dietă echilibrată care vă pot scoate din această stare care poate vă deranjează de mai multă vreme și vă face să vă simțiți incomod. Contextul astral vă îndeamnă pe unii dintre voi către religie, în vreme ce alții din potrivă vor fi foarte sceptici, lipsiți de încredere. Horoscopul zilei, Capricorn. Poate veți fi surprinși să constatați că viața nu este numai plictisitoare, monotonă, ci poate fi și animată, veselă, cu multe puncte de interes. Nu trebuie însă să așteptați ca aceste lucruri să vină de la sine. Trebuie și voi să acționați în această direcție, să vă creați oportunități, ocazii de a vă bucura de viață. Trebuie să fiți foarte conștienți că nu va face nimeni asta pentru voi. Se poate că astăzi să aveți parte de o întâlnire surprinzătoare cu impact asupra vieții voastre viitoare. Se poate că astăzi să aveți ocazia să vă cunoașteți partenerul de viață. Nu evitați ocaziile de socializare care vi se oferă, pentru că nu veți ști niciodată ce poate să apară. Horoscopul zilei, Vărsător. Rezervați-vă timpul necesar pentru a studia terenul înainte de a lua decizii de importanță semnificativă. Nu vă grăbiți niciodată să fiți foarte conștienți de riscurile pe care vi le asumați. Nu fiți nici excesiv de neîncrezători, pentru că există persoane în jurul vostru care realmente își doresc să vă ajute să vă atingeți obiectivele. Nu refuzați mâna întinsă cu bună credință de un prieten sau apropiat care dorește să vă sprijine în aceste momente ceva mai dificile pentru voi. În cazul vostru este foarte posibil să fiți plăcut surprinși de faptul că prietenia se poate transforma în dragoste, dacă vă veți acorda o șansă. Nu evaluați niciodată relațiile de prietenie adevărată în termeni de câștiguri materiale sau alte posibile astfel de avantaje. Horoscopul zilei, Pești. Veți avea mare nevoie de cineva care să vă ridice moralul, o persoană pozitivă care să vadă partea plină a paharului, pentru că nu veți fi într-o formă foarte bună din acest punct de vedere. Dacă vă simțiți epuizați, nu ezitați să vă luați câte 5 minute pauză, ori de câte ori veți avea ocazia. Iluzia succesului nu trebuie să vă domine. Este foarte posibil să și pierdeți uneori și trebuie să fiți pregătiți și pentru această variantă. Trebuie să fiți pregătiți pentru a face față și dificultăților care ar putea să apară, unele dintre ele inevitabile chiar. Obstacolele nu trebuie să vă descurajeze, ci să vă ambiționeze să luptați mai mult. Horoscopul zilei de azi,